Lângă noi se află conferențiar, doctor universitar, Constantin Andrei. Sigur, am putea începe această discuție la un nivel academic, dar ne vom rezerva în aceeași măsură și la același nivel să discutăm despre muzica pe care ați prezentat-o oneștenilor, pentru că ați avut un succes deosebit aici la Biblioteca Radu Rosete din Onești. În primul rând, cum ați regăsit sau cum ați găsit Oneștiul? Bună seara, în primul rând. Îl regăsesc de mulți ani, cred că de peste 10 ani, de fiecare dată mai cald, mai iubitor de cultură și extraordinar de primitor. Le-am oferit, să spunem, în această seară un repertoriu alcătuit din lucrări de compozitori romantici până la moderni. Aici vorbesc de Napoleon Cost, Astor Piazzolla, George Gershwin și iată și Bartok, dansurile populare românești. Un repertoriu variat, stilistic, dar cred că tocmai asta a și plăcut publicului. În primul rând vreau să vă felicit pentru prestația dumneavoastră. Vorbim de aici, vorbim de Duo Melos, este un proiect. Despre acest proiect câteva cuvinte, pentru că dumneavoastră împreună cu frații dumneavoastră aveți un trio de chitare sau cum se cheamă, dar vom vorbi în acest moment despre Duo Melos. Cum a răsărit acest proiect muzical care se pare că oneștenilor le place foarte mult? Nu numai oneștenilor, pe unde, oriunde concertăm, Duo Melos se bucură de un mare succes. Acest proiect, din acest proiect facem parte eu și prietenul meu Titus Fluieraș, și mai precis din anul 2004 am pornit această formulă care s-a dovedit încă de atunci a fi de succes. Sigur, am cântat, am interpretat o mare varietate de programe și vă spuneam nu numai la Onești, ci în toată țara și nu numai. Și această formulă nu rămâne numai la stadiu de proiect al nostru, ea va rămâne forever Duo Melos în ceea ce ne privește, da. Veți mai reveni aici la noi, pentru că oneștenii, ați văzut, publicul oneștean este extrem de pretențios, dar în același timp, zic eu, destul de cultivat, pentru că sunt tot felul de acțiuni culturale aici la Onești. Este un public, putem spune, educat, acest public oneștean? Datorită bibliotecii și a efortului depus de ani de zile atât de doamna Cosma cât și de doamna Șerbu și tot colectivul de aici, și nu mai vreau să nominalizez că pe urmă să nu se supere cineva, acest colectiv a făcut o educație muzicală adevărată publicului oneștean, oferându-i o paletă cât mai diversă de activități. Aici vin din Iași, din Cluj, din București, și de la Sloboziu au fost aseară, deci s-a cântat muzică folk, chiar. Ați văzut? Deci iată că practic biblioteca aduce acasă la Onești o gamă variată de activități și mai ales de proiecte culturale, sigur, sigur. Ce înseamnă viitorul pentru Duo Melos? Ce proiecte imediat următoare aveți cu acest duo? Păi Duo Melos nu poate decât, eu știu, o zicală, să spunem, sau un îndemn tot înainte. Asta vom face și noi, să fim sănătoși și întotdeauna ne vom ocupa de publicul, nu neapărat numai al nostru, dar acolo unde mergem să putem să venim de fiecare dată cu alte lucrări și mai ales să îmbogățim programele care, sigur, în an de zile le devin variat stilistic și chiar variate ca și moment al bunului gust, să spunem așa, în ceea ce privește publicul, să spunem. Să facem precizarea că dumneavoastră ați cântat la chitară în acest superb recital. Ce le recomandați tinerilor care vin să studieze acest instrument? Multă răbdare și mai ales dacă o fac din pasiune, atunci partida e câștigată. Dacă nu, atunci lucrurile se opresc la o fază incipientă. În funcție de cât talent și câtă muncă vrei să investești, atâta vei scoate. E simplu.
Așadar, dragi telespectatori, învățați să cântați dacă aveți timp, dacă aveți o pasiune sau dacă doriți să devină o profesie, chitara, și veți vedea că mai târziu vom vedea un interviu și cu domnul Fluieraș la vioară. Aceste două instrumente ne-au plăcut nouă, celor care am asistat la acest superb recital. Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm.